Astăzi se sărbătorește pe tot globul cuvântul mulțumesc. Adesea, în epoca vitezei, în care majoritatea dintre noi facem totul în grabă, iubim în fugă și ne bucurăm pe apucate. Uităm să mulțumim, deși este esențial să arătăm recunoștință celor care ne fac viața mai bună. Știai că mulțumesc are o zi internațională a sa? Da, acest cuvânt se sărbătorește pe data de 11 ianuarie, încă din anul 1994. La început, International Thank You Day ținea nici mai mult, nici mai puțin de o săptămână în care oamenii își spuneau într-una mulțumesc. Astăzi am păstrat doar data de 11 ianuarie pentru a celebra Ziua Politeții, așa cum ar mai putea fi declarată această zi minunată, încărcată de recunoștință și emoții. Dumneavoastră, de câte ori spuneți mulțumesc? De câte ori mi se împlinește ceva care îmi doresc. Cum credeți că ar trebui sărbătorită aceasta? Foarte frumos, în special din partea tinerilor. Este un cuvânt important în societate. Da, este. Eu mulțumesc zilei de astăzi că mi s-a împlinit, că am fost să fac fișa medicală pentru schimbarea permisului și azi mi-a mers bine, ieri nu mi-a mers. Cuvântul mulțumesc provine din urarea să trăiești mulți ani, care servește drept mulțumire pentru cel care a oferit o mână de ajutor sau a făcut un bine dezinteresat. Conform declarațiilor făcute de anumiți psihologi, cuvântul mulțumesc este o mângâiere verbală și un leac pentru inimă, atât pentru cei care își declară mulțumirea cu sinceritate, cât și pentru cei care primesc frumoasa recunoștință verbală. Mulțumind cuiva drag pentru ceva, nu faci altceva decât să-i transmiți emoții pozitive. Psihologii mai spun că oamenii care mulțumesc des sunt și printre cele mai fericite persoane. Nu zic mersi, eu zic mulțumesc. Și când am de mulțumit, mulțumesc din toată inima. De regulă, atunci când zic mulțumesc, mi se face un bine. Ori mi se dă ceva ca să mi se dă ceva și am pentru mulțumesc, sau mă laudă cineva și îi mulțumesc și pentru laude. Cât de important este acest cuvânt în societate? Cuvântul este pentru oamenii buni. Și bine zice și la Biblie, nu obosiți în facerea binelui. Faci un bine, primești, mulțumesc. Ne face mai sensibili, mai delicați și mai atenți cu comportamentul nostru, acest cuvânt. Unde merită este foarte important. Unde se merită să spui mulțumesc este foarte important. Dumneavoastră, de câte ori spuneți mulțumesc? De câte ori este nevoie și de câte ori consider că să merită să spun. Eu cred că este foarte important, fiindcă îți exprim părerea asupra unor fapte bune. Deci o faptă bună, spui mulțumesc. E o faptă reprobabilă, te abții. Dumneavoastră, cât de des folosiți acest? Pe cât de des mă întâlnesc cu oamenii, cum se cade, și oameni care știu a conversa în societate. Printre primele cuvinte pe care le învață un copil se află și cuvântul mulțumesc. Nevoia de apreciere este una dintre nevoile psihologice de bază, alături de nevoile de iubire, de conectare sau de autonomie.